Ce ați mâncat azi? Are un gust așa pământ, sfecla. Prea-mi place, dar mă chinui dacă e să mănânc, dar mă chinui dacă e bună. Ouă fierte. Am adus 60 de ouă la mine. Când mănânc eu atâtea ouă, nu știu. Adrian, mulțumesc mult pentru inimioară, mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc de recomandări. Am văzut. Mulțumesc. Carlos, mulțumesc mult de trandafiri. Eu mănânc ceva mai nesănătos. Mi-am luat de la Kaufland, nu m-am putut abține să nu-mi iau. Mulțumesc, Mihai, mulțumesc mult. Nu m-am putut abține să nu-mi iau. O din asta, nu e foarte mult, cu... îmi place mult prosciutto și din astea. Nu e bun, nu e sănătos, să știți. Mișa, mulțumesc mult. Nu e bun, să știți, nu mâncați. Nu e sănătos, dar mi-e poftă, n-au ce să fac, nimic să nu mănânc. V-am făcut poftă, nu? Cu fructele astea pe spate. Asta da. Brânză din asta e foarte sănătoasă, să mâncați. Fasolea e cea mai bună. Două mese, două, trei mese. Nu pot să mănânc mult. Că mă chinui, mă forțez. Nu pot mai mult. Da. Fasolea e foarte sănătoasă. Atenție. Doar că dacă aveți probleme cum am eu. Eu n-am probleme cu ficatul, am probleme cu bila. Și practic am o hepatită autoimună. Dimineața am fost să-mi fac analizele să văd cum am mai evoluat. Nu fac sală. Alerg. Am hepatită hepatită... Nu, ciroză hepatică. Nu, ciroză biliară. Am ciroză biliară autoimună. Practic înseamnă că atunci când se declanșează boala, momentan nu e declanșată, e acolo. Mocnește, știți? Dar poate oricând se declanșeze. Când începe să se declanșeze boala, fierea asta are în tot ficatul tot felul de conducte. Conductele alea se înfundă și îmbolnăvesc tot ficatul. Degeaba îmi scot fierea. N-ajută la nimic, că canalele alea din ficat n-ai cum să le scoți. Și boala asta nu are niciun tratament. Sunt niște pastile recomandate să le iei, însă nu te ajută cu nimic. Cât o vrea Dumnezeu, atâta o trăi. Și cu asta am zis tot. Dar e incertă situația. Poți să trăiești 10 ani, poți să trăiești 50. Nu se știe. Exact, urosofal. Astea sunt pastilele. Eu am luat două pe zi. Până acum. Nu pot să mănânc carne procesată. N-am voie. Deci eu trebuie să țin regim strict. Adică carnea ar trebui gătită cât mai se găsesc greu de tot. Nu mi se pare. Eu locuiesc în Brașov și le-am găsit tot timpul. Nu cred că ajută atât de mult pastilele astea. Nu e dovedit științific că ajută. Dacă cunoașteți, știți pe cineva care are boala asta și a încercat o altfel de terapie, vă rog să-mi scrieți. Sunt interesată. Dacă cunoașteți pe cineva care are boala asta, mulțumesc, Gigel. Dacă cunoașteți pe cineva care are afecțiunea asta, să-mi spuneți dacă există altfel de terapie pentru... de tratament. Să n-ajung să am hepatită. Ciroză. Că prima dată faci ciroză, cum se numește afecțiunea? Ciroză biliară. Pastile doar ameliorează nici atât, cred că. Dacă ajungi să faci ciroză hepatică, te-ai dus. Mulțumesc. Am vindecat hepatită. Da, C-ul se vindecă, dar B-ul ce faci cu el? N-am niciun fel de hepatită B, C, n-am. Ce simptome ai? Mi-e rău. Mi-e rău. Adică, dacă mănânc ceva
am tot felul, dar eu nu am nimic. Vă zic ce mi-e semn la analize astăzi. Oricum, în anul trecut, că din an în an nu fac analize. Anul trecut n-aveam nimic. Am fost și mi-am făcut și... Eu nu mă victimizez aici. Vă zic că poate vă ajută și pe voi și poate găsesc pe cineva. Nu mă victimizez. Asta e, dar poate găsesc pe cineva care are aceeași afecțiune și poate găsesc pe cineva care îmi dă sfaturi. Că medicii nu prea înțeleg boala asta, e foarte rară. Adică eu n-am auzit prea multe persoane să aibă boala asta. Am o problemă similară, am slăbit 60 de kilograme. De ce ai slăbit? Ai ținut regim sau din cauza bolii? Hola! Dar nu ai dureri de stomac. Momentan n-am nicio problemă, doar că de când sunt eu, de când eram mică, dacă mănânc prea mult vomit, nu digeră. Merge foarte greu. Ăsta merge greu. Partea asta de sus. La analize se fac AMA. Doar atâta știu. Nu mă descarc. Eu vreau să știu dacă are cineva și dacă știți pe cineva să-mi scrieți. AMA se cheamă. Sunt niște anticorpi. Stați că tot ăștia. Sunt niște anticorpi pe care vi testați din sânge. Cum vă testați la COVID, să vă măsurați anticorpii, să știți gen ce înțelegeți voi, da? Anticorpii aia când sar de 30, înseamnă că Ana, în fine. Mă mulțumesc că m-ai corectat. Nu știu exact cum se numește așa. E 80 de lei la Sinevo dacă mergeți să vă faceți asta. Eu mi-am făcut analizele astea toate. De ce? Că am borelioză și m-a pus medicul să-mi fac tot felul de analize. Să nu am Lyme, să nu fac boala Lyme, să nu fac, cum se numește, lupus, bla bla bla. Înțelegeți? Mulțumesc, la fel, o zi faină. Și mi-am făcut analiza asta cu 2 ani și mi-a ieșit nașpa, mi-a ieșit cu mult peste normal. Și m-am dus la medic, la gastro și i-am explicat cum e situația. Și mi-a zis să-mi fac o remene la ficat. Mi-am făcut tot în regulă, în parametri, mi-am făcut analize peste analize pentru a vedea cum funcționează ficatul. Și merge bine. Mi-a dat pastilele alea urosofal. Radiografie, CT, nu mai știu exact ce mi-a dat. Ceva se vadă bine. Știu că am dat o grămadă de bani. M-a costat foarte mult că nu-ți decontează nimeni chestiile astea. Că dacă stai să-ți deconteze, durează un an și într-un an poți să mori. Înțelegeți? Mă împărtășesc o dată pe an. N-ai ce să-i faci bolii. Adică și eu am avut helicobacter. Am trecut peste. A fost greu, vreo 3 ani mi-a fost rău. Și n-ai cum să treci peste boala asta. Momentan nu e activată la modul că să se înfunde canalele alea, bila sau ia razna. Momentan nu e activată, atenție. Dacă se activează, nu durează mult până mori. Da, Lina, și mie mi-a fost rău 3 ani, Lina, dacă nu 4. Un an am suferit că n-au știut medicii ce am, că scuipam, vomitam în continuu tot ce mâncam, mă ardea groaznic, vomitam în fiecare dimineață când mă trezeam, aveam o flegmă în gât și nu știam de la ce e. Era de la helicobacterul ăsta. M-au trimis peste tot, că mi-au zis că am din ăsta tot felul de boli pe la plămâni, n-avea nimic la plămâni. Și e